Primul porc infestat cu trichineloza a fost descoperit în comuna Polata, județul Gorj. Animalul a fost sacrificat în cursul zilei de sâmbătă. Proprietarul împreună cu alte câteva persoane au consumat din carnea netestată și au ajuns la spital. Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Gorj a confirmat faptul că animalul era infestat și a dispus la incinerarea acestuia. Din nefericire, la această dată putem să vorbim de primul porc diagnosticat cu trichineloză în județul Gorj, un porc din localitatea Polata, un porc de 200 de kilograme care a fost diagnosticat cu trichineloză din doi porci pe care i-a sacrificat proprietarul din Polata. Oamenii au apucat să le sacrifice? Da, din păcate, doi dintre cei care au participat au mâncat, li s-a recomandat să meargă să iau un tratament preventiv. Nu e niciun pericol în acest moment. E un an în care se efectuează foarte multe examene de trichinoscopice. La această dată avem în jur de 10.000 de porci sacrificați și examinați. În această săptămână probabil că vom avea în jur de 50.000 de porci sacrificați și sperăm că toți gorjenii care vă privesc pe dumneavoastră prin intermediul televiziunilor să înțeleagă că există trichineloză încă în țara românească și trebuie să meargă către cel mai apropiat din spesar pentru a efectua examenul trichinoscopic. Animalul cântărea aproximativ 300 de kilograme, familia de gorjeni urmând a fi despăgubită de către reprezentanții DSV cu 9,6 lei per kilogram.